O amenajare ideală a căii eroilor ar strânge milioane de turiști din toată lumea și ar apărea într-un fel unic pe piața culturii, este de părere academicianul. Grecii sau japonezii ar da orice să aibă așa ceva în țara lor, a continuat Răzvan Teodorescu. Trebuie găsit și avem arhitecți de talent și m-am bucurat să aflu că unul dintre ei este chiar legat, am aflat-o astăzi la Consiliul Județean. Trebuie încurajați în acest sens și repede. Și să ne înțelegem, nici nu sunt costuri foarte mari, pentru că aceste scenografii nu implică costuri, nu implică construcții. Nu pot să dărâm niște lucruri. Trebuie, într-un fel, să le maschezi. În 38 s-a putut ca să se construiască. Bine. O stradă Chiselev, s-a tăiat drept, au fost despăgubiți oamenii. În 38 era altceva. Era vârful capitalismului românesc. Da, sigur că da. Municipalitatea are în plan un astfel de proiect. Deja arhitectul Dorin Ștefan a prezentat ideile sale. Realizarea unui dig de sticlă lângă Masa Tăcerii, construirea unui lift de sticlă în hotelul Gorj, lift care să permită vizitatorilor să vadă întregul ansamblu Brâncuș de la înălțime, realizarea unui pasaj subteran pentru mașini în zona Hotel Gorj, o pasarelă Belvedere, sunt doar câteva dintre elementele planului arhitectural realizate de Dorin Ștefan. Dacă acesta va fi pus și în aplicare, ar putea deveni o destinație turistică pentru orice turist din întreaga lume. Va aduce și va aduce cu siguranță turiști, pentru că lucrurile astea nu există în alte părți, nu în Europa. Vor veni turiști de curiozitate, nu numai pentru valoarea morfologică, artistică, ci pentru specificul locului, pentru... Și gândiți-vă că lucrurile se pot lega, poate te duci la Hubiță, la Peștișan, te duci la Tismana. Primarul municipiului Târgu Jiu ar trebui să fie înconjurat de specialiști. Acesta a fost sfatul lui Teodorescu pentru Florin Cărciumaru. De la primar trebuie să plece, dar primarii trebuie să fie înconjurați de oameni ca dumneavoastră. Ar trebui să existe un comitet de inițiativă. Nu s-a existat un Consiliu Cultural Consultativ, din care am făcut și o parte, mă rog, care s-a dizolvat pur și simplu. Gândiți-vă că grecii sau spaniolii, care au tradiția drumului de la Compostela, ar da nu știu cât ca să aibă așa ceva, operă de secol 20, nu de ev mediu. În momentul de față nu există fondurile necesare pentru realizarea modernizării căii eroilor. Lucrările urmând să fie realizate prin bani europeni. Suma vehiculată a fost de 100 de milioane de euro, sau chiar mai mult. Durata proiectului ar fi de 5 ani.